Cornelia Meșter, ți-ai luat caietelul de notițe? Credeai că astăzi te învăț ceva ca să fii folositor la gală, dar nu. Încă nici nu m-am decis la modele, nu m-am decis la materiale, nu m-am decis la numele colecției, la melodie. Mihaela Juverdeanu, Lili Mariana, bună seara, fetelor! Pentru că am o mulțime de materiale aici în atelier, rămase de la tutorialele precedente pe care eu le-am prezentat aici pe YouTube, pe canal, ca să fac un pic de ordine și să nu mă doară inima să arunc bunătate de stofă de la scurta mea pe care am făcut-o un model și la final a ieșit alt model și o stofă blăniță groasă, m-am gândit eu ce să vă arăt ceva ușor care este și util și pentru cele care participați la concurs să aveți ceva de făcut în 5 minute, maxim 5 minute, în 3 minute e gata, dar zic 5 până vă căutați ustensilele. Am avut restul ăsta de material de la training, pe care voi îl știți, diferite bucățele de stofă. Tălpicile astea sunt făcute din gulerul de la acea haină de stofă și o să-mi fac mai multe perechi pentru că eu, chiar dacă e vară, chiar dacă e căldura căldurilor, eu sunt foarte friguroasă la picioare, mie îmi îngheață picioarele. Eu mă culc cu șosete și mai noaptea ale din alea scurte și le dau așa cu piciorul jos din celălalt picior. Ia uite cine a venit, Ștefania, bună seara, stai să o iau mai de la început să vă citesc un pic, că mi-a zis cineva că ce le citesc ca la pomelnic. Da, la pomelnic să vă ajute Dumnezeu în seara asta și de aici încolo pe toate elele și pe cei din familia voastră, prieteni, toată lumea, Paula, Eli, Ecaterina, Maria, Mihaela, Ștefania, Simona, Cornelia, nici tu nu ai melodie, găsim noi. Nicoleta, Cristina, Vasilica, Larisa, Monica, o grămadă de doamne, dintr-o dată 41, adineauri erau 0. Felicia Gheorghiu, Hărnicuțo, bună seara, Hărnicuțo, bună seara. Hai să vă zic repede despre ce e vorba. Mi-am pierdut alba, stați așa. Avem nevoie de resturi de material, ar fi ideal ușor elastice, un pic de elasticitate și stofa asta are puțină elasticitate ca să stea frumos pe picior. Conturul tălpii voastre, care la mine aici, la piciorul drept, are un mont așa urât, dar am ajustat hârtia și n-am urmat linia montului. Dacă îmi termin cu implanturile la dinți, mă duc să-mi tai și osul de la picior. Într-o altă viață, sper. Sau sper să capăt curaj în viața asta. Vineri am fost la dentist, așa cum ați văzut voi, sute dintre voi, povestioara cu bătrânica de 98 de ani pe care am ajutat-o să traverseze la o bordură de tramvai foarte înaltă. Era o femeie mică de 1,30 m, 1,40 m și s-a gândea dacă să urcă, să dezechilibrează și avea o plăsuță mică de plastic și am zis, chiar dacă eram grăbită, cu trei pași înainte îmi sunase telefonul și eu aveam programare la 11 la o clinică și la 12 la 11 fără un sfert la o clinică și la 11 la cealaltă clinică și clinica la care aveam programarea mai devreme a sunat să spună că găsesc doctorița imediat după ce rezolv problema la celălalt sediu, care este unul lângă altul acolo. Și atunci am avut 15 minute libere și Dumnezeu mi-a scos în cale bătrânica să o ajut să traverseze. Ați văzut povestea, care nu știți, mă urmăriți pe, sau nu mă urmăriți pe grupul de croitorese sau pe Facebook. Vă spun pe scurt, ca să nu intrăm în lacrimogene, deci m-au sunat prietenii hohotind. Doamne, ce s-a întâmplat? Ai pățit ceva? S-a întâmplat cu mama ta? Nu, dar i-am citit povestea. M-a sunat mama din Franța. Mamă, dar ce ai făcut? Că ți-am citit povestea. Deci toată lumea a fost impresionată. Am ajutat bătrânica să traverseze și lăsând-o pe un teren plan,
Mi-am văzut de drum și a zis așa e maică la 98 de ani și dintr-o dată zic cât? 98? Da, 98. Și am simțit nevoia să-i zic, mă, îmi dați voie să vă însoțesc puțin, îmi dați voie să vă îmbrățișez, am și eu un bunic de, nou, de 102 ani, dar el nu mai merge și dumneavoastră, și spun aveți copii? M-am gândit că vin de la spital. Am fost și am oprit să-mi iau și eu o ciorbiță de legume, deci foarte frumos, foarte educat. Și mi-a arătat punguța în care era o cutiuță cât una de margarină mică, nu mare. Așa, cu o ciorbiță. Am luat că după tratamentul la fundeni trebuie să mă alimentez. Zic, dar ce ați pățit la fundeni? Am nodul la sân și am fost să fac chimioterapie. Zic, aveți să nu extirpați? Sau, nu, 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 numai nodul. Dar foarte urât să poartă cu mine. Pe vremea mea nu era așa. Zic, cum să poartă? Și nu mai spun. Probabil ori fi zis, ce mai cauți hoașcă bătrână pe aici sau du-te acasă, bre, că te caută moartea. Știm noi cum. Poate și noi. Și eu cred că am comentat vreodată, ia uite și la caută moartea pe acasă și el nu știu unde se duce. Deci, cred, nu pot să spun că sunt eu imaculată. Voi fi gândit și eu vreodată despre cineva așa. Și ce ați profesat dumneavoastră? Am fost în cum zic, a lucrat în sănătate la spitalul militar. Și copii aveți? Nu mai am, că mi-a omorât un aurolac, a intrat cu mașina în ei și mi-a omorât toată familia. Deci orice spuneam, ba, ne-am plâns, ba. Și atunci am zis, îmi dați voie că am câteva minute libere până la clinică, să vă invit să mâncăm o prăjitură, o plăcintă aici, este o patiserie peste drum, că vin de ceva timp la dentist aici. Nu pot să. Da, eu aș mânca cu drag, dar eu țin post. Și cred că toate produsele din vitrină conțin ouă. Ok, haide să întrebăm. Poate este și ceva de post. Și cam obosită, uite să mă așez și eu pe un scaun. Așezați-vă aici pe terasă. M-am dus, am cumpărat toate plăcintele din vitrină care erau cu ciuperci. Nu erau foarte multe. Le-am dat și a intervenit acel domn care mi-a stricat plăcerea și bucuria de a dărui, care a zis că bărbații nu luați doamnă, că i-am oferit bătrânei pentru că nu avea multe plăcinte, vreo șase. I-am zis, uitați aici niște bani să vă mai cumpărați ceva. Că e foarte greu, n-am crezut că dintr-o pensie să ajung să nu pot măcar alimente să-mi cumpăr, că doream să-mi cumpăr niște legume, dar o să mă duc la Auchan, că acolo sunt mai ieftin, îmi spunea bătrânica. Și eu la trăgea cu urechea, era la o cafea în spatele meu, la o masă. Dar bărbați nu luați doamnă să le dați și lor bani, să-i ajutați. Și am zis, vedeți-vă de treabă că nu v-a întrebat nimeni. Că ia vedeți că nu știu ce. Cine sunteți dumneavoastră? Cum vă permiteți să interveniți? Că sunt polițist. Arătați legitimația. Cine ești tu să-ți arăte legitimația? Deci, în loc să mă bucur de bucuria cu bătrânica, ăla am fricoșat-o. Că după ce ne-am despărțit, n-am mai stat mult, deja și ea se simțea iritată de intervenția lui, nu de că ar fi băgat frica în oasele ei. Insistând că sunt destui care acostează bătrâni pe stradă și nu acroșează, cum zicea el, și am continuat și eu să-l imit în acel video. A fost de acord să facă o poză cu mine, să o filmez. I-am zis că am o comunitate foarte mare și dornică să ajute și fac lucruri cu bucurie și mi-ar plăcea să o mai văd și să o îmbrățișez, că vin des la dentist. Și ne-am despărțit. După ce am terminat cu dentistul, am sunat-o când eram aproape de Buzău să o întreb ce face dacă a ajuns acasă. Mi-a răspuns mai rece. Sunt, da, încă n-am ajuns. Zic, uitați, acum am aflat că sunt programată vinerea viitoare. Mi-aș dori să vă sun înainte și să vă stabilim o întâlnire și eu cu o prietenă să venim să vă luăm la un coș cu cumpărături sau dacă ne spuneți ce nevoie aveți, să venim noi și să vi le aducem undeva unde stabiliți dumneavoastră un punct. Nu vrem să venim acasă la dumneavoastră dacă nu vă simțiți confortabil sau. Nu, mulțumesc, acum am tot ce-mi trebuie, mi-ai dat banii aia, o să-mi ajungă până la Paște și sau să-mi iau ceva de Paște, ceva cum am zis. Și nu mai am nevoie de nimic, mulțumesc. Mi-a venit să plâng, n-am putut să mai insist pentru că dacă insistam să-i spun eu cât de bună sunt la suflet și ce daruri fac eu pentru oameni, n-aș fi făcut decât să-mi pun cenușă în cap și am salutat-o, i-am zis dacă îmi dă voie să o mai sun. A fost politicoasă și a zis da. Acum vedem dacă săptămâna viitoare să mai leagă o vizită către ea și mi-aș dori
se câștigă încrederea sau să o recâștig dacă a avut puțin încredere în mine. Dar dacă nu, Dumnezeu mi-a oferit pentru alea 15 minute câteva momente de emoție pentru care m-am bucurat atât eu cât și pe cei care au privit acel filmuleț. Gata cu povestea, să trecem și la croitorie, că ar fi trebuit să o las la sfârșit povestea asta. Poate sunt oameni care cărora nu le place trâncăneala și știu sigur că sunt. Hai să zicem așa, desenăm talpa, desenăm și croim două tălpi. Eu am croit patru, una ca să fac și proba, să fac două perechi. Talpa după forma asta și pentru fețe avem nevoie de două bucăți, dar altfel decât forma asta. Și două bucăți pentru fiecare picior, deci ne trebuie patru dreptunghiuri. Să văd eu acum cum fac aici. Deci am așa patru dreptunghiuri. De lungimea tălpii, țineți minte, materiale elastice, v-a rămas un rest de la un plover, v-a rămas ceva, știți, mai fac și economie după ce că oricum arunc resturile astea, dar să croim cu economie așa cum v-am învățat eu. Pentru vârf, deci tăiem patru dreptunghiuri la lungimea tălpii, nu mai luăm după nicio formă. Lungimea și lățimea acestui șablon pe care l-am lăsat cu rezerve de coasere, cam o jumătate de centimetru acum, depinde cât luați voi. Nu lăsați foarte mari rezervele, că o să fie în interior aici și o să vă înțepe, mănânce, deranjeze. Deci, patru dreptunghiuri așa. La primul, la unul dintre ele, rotunjim, putem pune șablonul, stați așa, dacă vine vârf aici, la centru, îi luăm așa un pic din vârf, îl rotunjim, aici este vârful, așa, mai, ca un arc de cerc aici, un sfert de cerc, da? Vedeți? De la degetul meu s-a făcut un arc de cerc, iar la partea finală, la călcâi, scoatem, n-a fost el chiar dreptunghi, stați așa să-l îndrept acum, de aici, din centrul firului dublu, tăiem un centimetru, dar pierdut până la ieșire, un fel de bărcuță, așa, vedeți? Așa. Deci acum când desfacem cele patru dreptunghiuri, o să vină un arc de cerc în partea asta și o jumătate de cerc aici. Acum facem în mașină repejor, doar două cusături avem nevoie. Una să facem lăbuța și să-mi spuneți mie dacă ați mai văzut voi model mai simplu. Dacă știți, abia aștept și eu să învăț de la voi. Am făcut eu curat pe masă și le-am pus aici. Avem cele patru piese, câte una pentru fiecare tălpic. Ce facem? Coasem vârful botoșelului, șablonând aici o linie la o treime din toată lăbuța piciorului. Nu mai măsor să văd cât măsoară asta, ci împart, așez materialul așa în trei și cam până aici fac eu o linie. Ia să fac să vedeți pe din centru o linie, o treime din cât măsoară acest dreptunghi. Cos până aici am întărit. Acum cos partea asta de călcâi. Așa, arcul ăsta așa la o jumătate de centimetru. Sau cât ați lăsat voi rezervă. Am cusut. Ce fac acum? Îl bag peste degete. Îl desfac la cusătură, întorc. Și hați gata fața de botoș. Și acum iau o talpă. Dacă vreau să o pun cu blana în interior sau blana în exterior, cum, nu știu cum l-am făcut pe ăla. L-am făcut cu blana în exterior, dar este altă piesă croită mai devreme. Doi, fac cu blana la picioare, să văd cu care nu patinez pe gresie.
Și acum ne apucăm și coasem pe, dar de fapt dacă am zis că îi fac cu blana la interior, o să pun fața în jos, pentru că atunci când voi întoarce, să vină blana la interior. Și ăsta nu are față, nu are dos, pentru că e din același material. Dacă voi vreți să faceți cu față și cu dos sau aveți resturi din diverse materiale, puteți să vă orientați să faceți cum vreți. Coasem de jur împrejurul acestei tălpi. Aveți grijă cusătura asta să vină la jumatea tălpii, cusătura asta la jumatea vârfului, piciorului sau la jumătatea tălpii din spate la călcâi, adică. Așa. Rictuiți pe aici surplusul dacă n-ați făcut uniform și gata, tălpicul. Am făcut doi din același picior acum. Ia uitați-vă. E frumos, călduros. Nu pot la mașina de cusut dacă n-am papuci să stau cu piciorul pe talpa mașinii, nu pot, îmi degeră chiar și vara. Intră și în papucul cel mare de plastic cu care am fost în grădină și gata, am terminat un produs. Hai să mai stăm și de vorbă 10 minute ca să nu închid repede. Ah, ia să văd ce a scris, că am văzut că cât de tare m-a impresionat doamna de 98 de ani, de atât de tare m-a indignat individul acela. Posibil ca el, când s-a ridicat, să fie așteptat-o pe bătrânică și i-o fi zis să nu mai vorbească cu mine, că cine știe cine sunt. Florentina Băcioi, Pobrozoale, bună seara. Și iată cum am plâns din nou, emoționantă întâmplare, respect. Da, deci m-a sunat o prietenă cu care n-am vorbit, poate de un an de zile n-am mai avut timp, dar a văzut pe Facebook și când m-a sunat, ne vorbim cu ea și ne știe nimic, am crezut că s-a întâmplat ceva cu mama ei. O știam bolnavă și am crezut, zic, aule, s-a întâmplat ceva, ce-i pățit? Nu ți-am văzut postarea și nu mai pot și... Deci, foarte... Așa, bună seara! Ce interesant, eu făceam ce pisci la Andrele, dar mai de mult. Da, doamnă, dar la Andrele munceam 2 ore, poate, la 1. Cine avea cea mai mare viteză. Așa, simplu și practic, îmi place. Ce ușor se fac papuci, îmi plac, super idee. Mă bucur pentru că... Aș fi vrut să vă fac ceva, o bluză, o... Sunt foarte... cu multe pe cap și nu mai știu, aveam nevoie de ceva să intru cu voi, să mă conectez în seara asta, îmi vine la galben în cap, șablonul ăla. Dar și să fac ceva ușor ca să nu necesite prea multă atenție, prea multă vorbărie. Ce frumos dacă festonăm rezervele, e posibil să jeneze? Nu cred. Puteți să le încheiați direct în triploc. Eu nu m-am mai mutat la mașina aia că zvârâie foarte tare. Cred că voi face cu resturi de blană. Foarte bine. Bună, Mădălina Mirela, Ștefania. Înăuntru se pot pune tălpi. Acum, de ce ai mai vrea să le pui tălpi înăuntru? Ai putea să coși ceva? Uite. Sau de ceva. O fi să repisica pe undeva. Dacă vrei ceva, poți să pui aici un blug, ceva mai, și să festonezi, să faci cu croșeta, cu acul, ceva pe margină, sau un bie, dacă lăsați rezervele astea pe afară, le curățați. Aici e montul meu. Mi s-a părut o idee foarte, foarte ușoară. Dacă vreți să nu vă jenezi, îi surfilați și cu ață în contrast și îi lăsați cu rezervele pe afară. Voi alegeți cum. Larisa, am ajuns așa târziu? Nu, prea târziu, nu ați ajuns prea târziu. A fost tutorialul meu foarte ușurel. O să-l luați de la început. Ia să mai fac eu o pereche și pentru cele care au ajuns târziu. Deci povesteam, avem această talpă croită, vedeți la început, două dreptunghiuri de lungimea tălpii noastre. Primul botul de aici de sus îl facem un semicerc, partea de jos scobim un pic, un centimetru la călcâi pierdut în interior. Și atunci putem să facem un desen
la jumătatea acestei piese, o treime din dimensiunea dreptunghiului sau lungimii piciorului vostru, tragem o cutătură, așa, coasem și călcâiul, pe care eu cred că putem să-l coasem și așa, ia uitați-vă, îl coasem direct în două, să văd eu dacă mi s-a terminat, s-a la beteli, a, s-a terminat ața, mi-a ieșit ața din ea. Hai să vă mai învăț altă șmecherie, dacă tot am făcut al doilea, cum putem face. Să facem o cusătură din ce în ce mai scurtă, economisim, excludem că am tras-o pe aia, îndoim de aici finalul, excludem și când băgăm și întoarcem, ăsta nu se va mai desface, dar rămâne cu rezerva doar într-o parte, nu avem cum să dăm jumate-jumate. Și am făcut fața papucelului, tălpicii sau cum vrem noi. Dacă vrem să facem pe cu blana pe interior, am ales eu și cusătura tot pe interior, pun blănița spre din afară, deci talpa vine croită după forma piciorului și aici undeva o să iasă în afară pentru că forma piciorului meu, degetul mare e aici și aici, e mai scobit și ăsta o să iasă un pic în afară și rictul după aia. Caut să vină centrul feței, cusătura de îmbinare în centrul tălpii, iar călcâiul la centru din spate, unde vine călcâiul. Și băgăm repede o cusătură la o jumătate de centimetru. Și uitați cum voi în 5 minute aveți un produs ușor de făcut. Puteți iarna să faceți să vindeți cu 3 lei, cu 5 lei vecinilor de bloc și faceți un bănuț, faceți de copii. Așa, acum chiar s-a terminat ața. Nu mai cos, dar ați văzut ideea. Așa, nu știu, Ștefania, de care te-l zici tu că pui foarte frumos, sigur voi face și eu, greșită, parchetul sunt mai rece. Ce greșită? Parchetul sunt mai rece. Excelent, practic și util. Gresia, pardon. A, da, gresia și parchetul sunt reci și mie îmi trebuie ceva în picioare. Pot spune bună Livia? Livia Piperea. Bună seara, doamna Livia. Uite că pot spune și bună seara. Cine vă aude? Sau cine vrea să știe că sunteți în direct? Oare pentru bebeluși, rochițe, nu puteți face un live? N-am nici bebeluși, n-am nici răbdarea să întorc eu manșetuțe mici de câțiva centimetri, că trebuie să le lucrez așa cu două degete, dar ce aș putea să vară la bebeluș? Ce să fac pentru bebeluș, că nu știu. Dacă îmi dați o idee și mă atrage, dar aș vrea ca tutorialele mele nu să fie exclusiv pentru o anumită gamă de sau cum să zic, categorie de privitori, abonați la canalul meu, ci să mulțumească atât cât mai multe persoane și produsele să fie utile atât pentru copii, cât și pentru adulți, pentru adolescenți, pantalonii de săptămâna trecută. Ce zice doamna Marie? De fiecare dată ne arătăm lucruri interesante. Săptămâna viitoare o să fac și eu pantaloni cu pliuri în față și sigur fac și tălpici. Foarte bun. Luca Timaru, mesaj retras. Deci ați retras mesajul. Eu am să-i fac mamei mele că mereu când merg în Turcia vrea ce pice. Exact. Și spuneți, faceți și o cusătură pe aici și spuneți că i-ați luat de nu știu unde, din altă țară. Sau sunt sigură că va fi mult mai mândră să-i poarte că sunt făcuți de dumneavoastră. O să-mi bag ața la mașină și să termin și vreau să vă zic ce am făcut eu azi noapte până la 12. Acum câțiva ani am fost într-un magazin și mi-am cumpărat niște bluze. Cred că am cumpărat vreo 20-30 de produse. Bluze, o fustă, două, trei salopete, roche de ocazie, că aveam eu de dus la nunta finei mele. Deci sunt 2 ani în septembrie acum.
Știți când am fost eu la nuntă? Am cumpărat produse doar văzându-le pe umeraș, nu le-am probat, n-am știut cum vin, dar m-am uitat, îmi place culoarea asta, hai că e bună. E, cum era bluza asta? Era bluză cu mâneca, deci avea umărul ăsta și aici de la umăr scopit așa și un oval și cu mâneca, deci așa, o gaură aici. Jos mâneca largă și strânsă pe o ventiță de bie mică. Deci bufănțică, dar lărguță. Aia intra mâna prin ea, prin ventiță, fără butonieră, fără nimic. Și ce am făcut eu? Aseară, după ce mi s-a părut că e o mărime mai mare, era un 48, am ridicat-o la umeri, astfel că, deci am ridicat așa vreo 4 cm, nu 4, 2,5 așa. Și dacă mă duc aici la 2,5, umărul deja e mai lat decât, că a fost scobitura aia undeva de aici. Și îmi scotea așa o carne multă și nu-mi plăcea. Și am încercat să pun o dantelă neagră aici, dar fiind rotundul ăla într-un fel, nu dădea bine deloc. Și cum, ce să fac eu la bluza asta? Și uitându-mă că jos este mai... Deci venea mâneca așa și jos mai largă și strânsă pe acel bie, am tăiat-o invers. Deci asta a fost rotundul de la umăr. Asta era sub brațul. Asta era scobitura așa. Să vede aici. Asta era sub brațul. Dar sub brațul venea de aici. Și umărul venea foarte mare aici. Nu-mi plăcea. Și am descosut, am călcat, am întors mâneca și am croit un cap de mâneca aici. Am lăsat gaura asta, n-am îndreptat-o. Am zis întâi să văd ceva. Ce fac cu ea? Și pe urmă, uite, mi-a venit ideea să o festonez și să-i fac ca și cum mă lecuia. Pentru că mie ce mi-a plăcut la bluza asta este modelul din față, pe care și pe ăsta, după ce l-am ridicat, după ce am ridicat eu bluza în sus, automat că nu mi-a mai venit la sâni și s-a mutat unghiul de deschidere. Și acum vine despicată foarte mult aici. Am călcat eu și am prins cu boldul, dar uitați așa, din partea aia ce am croit eu capul de mânecă. Aici venea capul de mânecă. Am cusut, am tras un tighel de aplatizat, călcat bine, am pe dublu aici, un triunghiuleț. Nu-i triunghiuleț, dar o să-l tai eu în formă de triunghiuleț. Dar era prea târziu aseară și îmbrăcată și așa, nu-mi dădea bine acesta. Deci are așa două cute jos. Asta mi-a plăcut mie. Modelul că vine și peste fustă și peste pantalon. Deci parte peste parte. O arat invers acum. Jos are una în formă care este finisată aici frumos în lateral și unde are cutele astea are un tac. Tac înseamnă câțiva pași așa întăriți la... ca să nu se vadă pe față, într-un mod ascuns. Și la spate un pic de tip ușor, ușor arcuit, surfilat și întors. Ăsta este triplu val din ăla fiind satinat sau bubble crepe, cum se mai cheamă el. Din satin, merge din orice mătăsică de asta. Și am scurtat-o că venea și prea lungă. Scurtând-o din umeri, i-am desfăcut bieul de aici, am refăcut răscroiala, că tot spuneați voi că nu știți cum să modificați un produs. Dacă eu aș tăia acum, să zicem că acum încep să scurtez de aici, mi-ar rămâne răscroiala gâtului foarte mică și m-ar deranja. Așa că m-am mutat cu ea mai jos, am descălcat foarte bine, am descusut și l-am repus bieul ăla. Și acum, aseară, n-am surfilat-o pentru că am luat o rezervă, ia uitați-vă aici, cam de un centimetru pe la manșură și răscroială în mâneci în sus, dar la umeri a trebuit să descos și să vin cât mai puțin, prima dată a fost pe aici, acum e pe aici, să vin cât mai puțin ca să nu am... Umărul bluzei stătea așa și îmi venea urât, deci i-am mai câștigat o jumătate de centimetru. Nu sunt chiar 100% de cum a ieșit, dar decât să nu o port, că venea urât cu mânecele alea belite, ce-a fost în capul meu de-am cumpărat. Și acum mai pun și triunghiul ăsta aici și o să vină ea cât de cât acceptabilă, că am de dus la mai multe evenimente și... Ce să vedeți, miercuri, când am fost plecată la Biz Club în Buzău aici, n-am găsit, am dărâmat tot șifonierul până la 12:30, 1 noaptea, așa am luat. Prima dată am ales o fustă neagră și hai să văd ce bluze
Îmi fac. Mi-am făcut o bluză din voal cu trandafiraj mov. N-am mai găsit un maieu negru. Să vedea urât cu orice. Trebuia o jupă. Nu mergea doar cu sutien în voalul ăla. S-o mai descos iar și să mai pun, dublură. Nu mai aveam chef. Mi-am făcut a doua bluză, că am mai găsit o stofă din aia Chanel pe roz, un cupon de 80 de centimetri. Și am primit cadou o bluză de blăniță cu un guler larg, așa bărcuță, și mi-a plăcut și am scos tiparul ăla și am făcut bluza asta, care venea oribil. Deci aia de blăniță vine super, aia de stofă nu mi-a plăcut. Și unde, cu ce mă îmbrac eu și cu ce mă îmbrac. Și ea la rând, toate cămășile, toate bluzele, aia e prea lungă, aia e prea largă. Și ieri m-am ocupat de trei bluze, care aveau umărul un centimetru mai mare, l-am descusut, am repus mâneca, am mai luat un centimetru pe aici, deci 3-4 bluze am rezolvat. Dar știți voi, croitorul n-are rochie, n-are haină, n-are fustă și dacă vine căldura, joia mea are un eveniment la București, mult mai mare ca ăsta de la Buzău și ținuta e business. Neplecând la viața mea la astfel de evenimente, dacă reușesc să fac ceva cu care să mă îmbrac, n-am ce să iau pe deasupra, asortat. Acum nu că mă caută cineva până în hol, dar mi-a dat de gândit și n-am avut timp să fac și să gândesc un tutorial mai mare și mai complex pentru voi. Așa, cusătura rămâne în exterior. Dacă faci cu o talpă mai groasă și mai tare și mai de blugi, poți să o lași în exterior, dacă vrei să nu te jeneze. Dacă o tai ușurel sau o surfilezi așa și o tai mărunțel și nu te doare, vine și în exterior. Cusătura în interior și curată pe exterior. Dar dacă ziceai tu că pui tălpici, ce tălpici să pui? Pui tălpi, așa? Tălpile alea n-ai cum să le întorci, să le pui odată cusute la mașină și după care să le faci în interior. Doar să-l întorci și să coși cu mâna niște tălpi. M-am gândit, nu știu ce ai vrut tu să spui, dar eu am venit, știți că eu mereu găsesc defecte, bube la orice îmi spune cineva. Fac o cană. Cum o faci? Vezi că e coada prea sus și dacă dai să bei, scurge apa în poală. Deci, întâi iau critic, după aia zic, uite și părțile bune, dar defectul meu e că prima dată văd ce ar putea să fie inconvenient. Deci ar putea, nu că este. Fix așa mă gândeam și eu să modific bluza la mânecă și cu nodulez la manșetă. Bravo, bine că suntem pe aceeași lungime de undă, că nu se putea să o port așa gaură. Ce a fost în capul meu când am cumpărat-o, am luat după culori, niște bejuri, nuduri și una albă. Ce ai meșterii frumos pentru gala din care, draga mea, nici măcar o idee n-am. Am strâns vreo 5 saci de materiale, am mai primit acum alte materiale. Nu am o idee. Am salvat 1000 de poze, nu 1000, cred că 3000. Am 18.000 de poze în telefon și am telefonul de un an din iunie, deci n-are niciun an. Sunt pentru interior, ei le zic tălpi. Probabil de alea de la Adidas și așa, la ce să mai faci cu alea? Da, e bune dacă le lipești. Izabela Sofia, bună. Lumința Laura, se poate pune niște branduri. Cred că branțuri se cheamă. La asta se referă Ștefania. Iar Izabela Sofia, bună. Câți ani avem? Am 52, fac anul ăsta, la sfârșitul mai. După gală, imediat. Nu pot să cred. Ce nu pot să crezi, draga mea? Că n-am făcut nimic? Dar eu le fac pe 20. Cred că iau 5 materiale, 6, fac, le închid și fac colecția Sulai Bulai. Două cusături și am plecat pe drum. Chiar. Deci am, v-am spus că am ocupat capul 150%. Gala era undeva la 50% și când mi-a mai rămas loc, mi-am luat un curs, mi-am luat un coach, după ce am luat un curs cu Monica Ion, care un curs începe pe 11, un curs începe pe 13 și un curs începe pe 16. Unul ține 9 săptămâni, unul ține 8 săptămâni și unul ține un an. Deci și unul este în fiecare zi, unul este de două ori pe săptămână și unul este o dată pe lună. Fiecare este muncă intensivă. Plus că mai am și alte proiecte și concediu și vacanță și nu știu cum să mai
Lili Mariana, despre reviste, ce ne mai spuneți? Deci în fiecare zi îmi notez cu ce încep ziua. Să fac postări pe site, să mai scriu la reviste. Mai am două numere să scriu textele. Și cu fata care face tiparele, cu Simona Aiene, nu face ea tiparele, ea mi le pune în revistă acolo, mi le face în format PDF. I-am zis până duminică, acum sunt la dentist, weekendul ăsta îmi dau termen că e gata. Mi-am dat și weekendul trecut, mi-am dat termen și weekendul ăsta, n-am scris un cuvânt. Când pun mâna pe laptop, îl deschid, zice cineva, vreau și eu o catifea pe site, dar nu știu cât de groasă, puteți să-mi dați video, puteți să-mi dați poză, du-te în depozit, fă. Sună o doamnă, eu am comandat 5 materiale, am primit numai 4, dar mi-a spus prețul după toate 5. Oare cineva a rupt coletul? N-a rupt coletul. Du-te în depozit, ia caietul, vezi cât a fost. A avut 125 de lei plus 15 lei transport. Deci 140, atât a plătise doamna. Dar doamna a comandat la produse de 5 lei plus la jumătate de preț. Și un material care a fost 20 de lei, jumătate de preț 5 metri, a venit 50 de lei. Și zic, uitați, 50 plus 25 plus 25 plus încă 25, fac 125, deci nu v-a înșelat nimeni, nimeni nu va rupe pachetul. Și revistele mele, rezolvând incendiile mici, eu sunt pompierul, ultima treabă care rămâne în listă și niciodată făcută sunt revistele că nu am avut termen de apariție, și deși mi-aș vrea și mi-am făcut modele frumoase, nu am mai găsit timp. Du-te la dentist, care dentistul nu era în plan când m-am apucat de reviste și încă o dată repet, cred că este cel mai bun lucru pe care eu l-am făcut pentru viața și sănătatea mea. Am fost o persoană, un copil într-o familie, cum să zic eu, separată. De la 10, cred că prima măsea m-a durut până la 7 ani de aia de lapte și nu știu dacă mi-a scos-o cineva, mi-a legat-o taică-mi cu ață și mi-a scos-o. Până la când mi-au apărut măsele definitive și țin minte că până la 14 ani deja mâncam algocalmin, nu numai cu pâine nu-l luam. Cred că am luat o cisternă de algocalmin. Nu am avut în familie pe cineva care să mă ia de mână și să mă ducă la dentist. Prima dată când am fost eu la dentist a fost când l-am născut pe Alexandru, care are 31 de ani și să-i dea Dumnezeu sănătate. Deci născusem un copil și am zis ce poate să fie mai rău decât nașterea. Măseaua e mai ușoară. Mi-a făcut doctorița aia o injecție, am leșinat total, m-am albit la față, nu știu ce am făcut, doar că mi-a fost frică. Așa? Și când m-am trezit în palme și bătăi, țin minte când m-am așezat pe scaun, pe vremea aia nu erau șervețele de unic folosință. Aveam și o batistă cu o gândă că mă șterg dacă îmi curge ceva salivă pe la gură. Și când am devenit conștientă, mi-am văzut batista jos. Și doamna aia era, ce eram eu albă, că eu nu știam ce față am, dar văzusem doctorița, că zicea, Doamne, în sfârșit v-ați revenit. Dar ce s-a întâmplat? Păi ați leșinat. Zic, știți ce am visat, așa, sau că eram undeva, parcă m-am depărtat de corp și era o poiană cu floricele, cum sunt la cărțile de colorat. Floricele din 5 petale așa, rotunde și un cerc în mijloc. Roze, galbene, eu mergeam pe poiana aia pe acolo. Ce o fi fost aia, moarte clinică, ceva. Și a zis doamna doctor, a deschis ușa și a zis, toți pacienții de azi se reprogramează, nu mai pot să mai lucrez. Deci atât de tare a speriat-o, a crezut că a murit, că și-a anulat toate programările și zic, acum, cum adică, mi-ați făcut anestezia, mi-a amorțit limba și nu-mi faceți extracția? A, nu mai gata, nu mai vreți să muriți aici în cabinet, plecați, duceți-vă în altă parte. Și de la 21 de ani până la 30 de ani, m-au durut și cred că le-am rupt măselele cu mâna singură, că mă agățau în col sau crăpa sau Dumnezeu de durerea aia le hățânam și le scoteam singură. La 31 de ani am mâncat o piersică, nu o piersică, am mâncat o costiță. Am venit de la servici la Alison Hayes, țin minte, seara târziu și am mâncat Kaiser care a avut un zgârci. L-am mâncat așa și mi s-a crăpat aici, între canin și incisiv. S-a rupt o bucată și atunci am zis, cum să mă duc eu mâine la servici cu fără un dinte în față? Deci aia a fost șocul și groaza vieții mele. Știam că sora mea se duce la București la o clinică pe vremea aia, nu, în 2000. La București se duceau numai aia care aveau elicopter. Glumesc, dar așa era pentru
pentru mine atunci și am zis, te rog frumos, mi s-a rupt un dinte, cum fac? Hai că sun eu astăzi, învoiește-te la serviciu. Pentru prima dată și singura dată m-am învoit și m-am dus la București și am ținut gura, să-mi facă seringă, să-mi facă injecție. Am zis doctorului, mi-este frică, mor de frică dacă reușiți și el a zis, puteți să închideți gura, că am terminat. Păi zic, cum ați terminat? Că n-am simțit. Păi am avut act atraumatic. Și n-am leșinat, dar cămașa, țin minte că am avut o cămașă din satin grena, ca o tafta ceva, că era iarna. Așa, era fleașcă în spate, deci eu am transpirat instant de frica injecției. Și mi-a făcut acolo o coroană falsă pe care am dat bani cât era un salariu pe o lună, ca să vin cu dinte la Buzău. După care m-am dus și mi-a pus un pilon pentru nu știu câte zile, dar m-am dus de multe ori la București. Și apoi am mai găsit aici în Buzău o doctoriță, Druțu, care așa făcea, dacă vă doare, să spuneți. Și atât de blând a fost și am recomandat-o tuturor prietenilor, copiilor mei și așa. Dar acum am ajuns că vreau la un alt nivel ca să-mi fac niște implanturi corecte și o să-mi pun aparat dentar și o să-mi fac, chiar dacă am 50 de ani, nu mai caută nimeni la dinți vorba aia, dar măcar când o-i muri să mor cu toți dinții în gură. Cred că v-ați săturat de poveștile mele, așa că închid aici. Deci cu revistele Lili Mariana mai am. Săptămâna viitoare vine fata mea. Am o săptămână la minut. Mă duc la aeroport mâine noapte. Dimineața este programată la buletin la București. N-are buletinul vechi, că l-a pierdut. N-am reușit să plătesc taxa prin SMS, nu știu de ce, așa. Unde l-o-i plăti eu? Că nu știu dacă îi plătesc la poștă aici, dacă merge pentru buletin făcut în București. Vino la Buzău, du-te să-i cumperi niște pantofi, că v-am spus că poartă 32, 33, 34, nici nu știu ce număr poartă, dar am găsit un magazin în Buzău și sper, chiar dacă are o tocuri chitonoage pentru ea, o să-i cumpăr o pereche, că nu are. Una dintre doamnele din care mă urmăresc pe YouTube mi-a zis că este un atelier în Ploiești, dar nu, ea vine și stă doar două zile și nu am timp să mă duc să-i fac comandă, dar sigur următoarea vizită e programată la pantofi. Joi avem eveniment la București, joi noaptea o duc la aeroport, vineri mă duc la dentist și după aia, dacă ajung acasă sâmbătă și dorm și eu 3 ore, pot să promit că în weekendul viitor termin revistele. Uite, îți spun aici, promit weekendul viitor termin revistele și vorbesc la tipografie să le dau. Dar după care urmează să desenez coperțele, deci tot nu-i gata. Dar măcar termin textele. Așa. E bine că umblați în șifonier și le modificați, așa nu mai trebuie să alergați prin magazine când aveți evenimente. Doamna Iulia, nu că alerg prin magazine, am avut un eveniment în ianuarie, februarie la început. Am avut nevoie de azi pentru a doua zi sau a treia zi, să mă duc undeva. Și n-am găsit în mall un palton, n-am găsit în mall o bluză, n-am găsit în mall o rochie, n-am găsit o cizmă, o gheată, o ceva. Mi-am luat una cu o mărime mai mare, un 38, dimbrăcat n-am găsit decât o bluză la Pepco, dar nu că n-aș fi avut bani să cumpăr de la un magazin mai scump, dar nu mi-a plăcut nimic și nu era bun pentru mine și am refuzat invitația la eveniment că n-am avut cu ce să mă îmbrac. Și atunci apelez la ce am în șifonier și să le mai modific, să le mai scurtez, să le mai aranjez, că de cumpărat le-am cumpărat, dar de ceva nu m-au oprit să le îmbrac. Ce mi-am făcut eu? Mi-am făcut doar să plec în vacanță, repede, un tricou, o lărgătură, un halat de mătase, dar nimica frumos de dus afară. Sunteți foarte frumoasă, frumos. Izabela, bună Izabela, ce este maimuțul ăla care face așa? Domnul PSD, mi-ați dat, nu știu ce mi-ați dat acolo, o medalie, nu pot să vă citesc și prima, și nu știu dacă sunteți domn sau doamnă, grup infracțional organizat, deci aveți puncte PSD, de ce nu vă schimbați? Pentru că de fiecare dată când citesc comentariile dumneavoastră, simt că vreau să mă apăr. Pentru că numele, nickname-ul pe care l-ați ales, mă spăimântă, dar după ce citesc, comentariile nu sunt rele, nu sunt critice, sunt chiar constructive. Dacă ați avut odată să-mi comunicați ceva care nu era în regulă, ați făcut-o într-un mod politicos. Dar numele ăsta mă
face să dau o spate, să zic oare ce o vrea, comentează și zice vreo prostie. Așa, Izabela. Caca, ce înseamnă caca? Deci dacă mi-ai dat comentariul ăsta, pot să îl primești dublu. Fiecare ce-mi dă mie, îmi dă bunătate, primește bunătate, ce-mi dai aia primește. Așa. Nu ai timp nici să respiri. Nu mi-a spus cum mai stai cu simpatia. Că dragostea este prea mult spus. Toate simpatiile s-au evaporat. Nu cred că am, că sunt la momentul ăsta pentru a construi o relație. Am ieșit de două ori la un restaurant. Îmi place să vorbesc, îmi place să comunic, dar mai mult cred că inima mea s-a oprit undeva și trebuie să mai lucrez la mine ca să mai deschid alte porți, alte conexiuni. Se pare că nu m-am eliberat de trecut sau pot să zic că nu m-am vindecat, dar nu că mai doresc să fiu cu vreo persoană din trecut, ci încă mai vorbesc cu mine de ce am făcut așa, de ce am acționat așa. Îmi văd din ce în ce mai conștient greșelile. Și cursul pe care îl fac cu Monica Ion, care este specialistul sau expert pe remodelarea creierului și o să ziceți, asta nu-i sănătoasă, n-are pe ce da banii, m-a făcut să conștientizez că atunci când eu am avut o traumă, să nu mai învinovățesc pe cel alături de care am trăit trauma, poate și în familie, poate și cu mama, poate și cu tata, poate și cu sora, poate și cu partenerul de viață, poate și cu copilul, pentru că eu am co-creat această traumă. Deci tot ce a fost în viața mea, sunt și eu jumătate vinovată și acum îmi pare rău de tot ce am făcut. Trebuie să mă iert întâi pe mine ca să pot să merg mai departe, să accept altcineva, că n-aș face decât alte probleme. Aș replica aceeași viață pe care am avut-o la Indigo, cu mici diferențe de vârstă, înălțime, educație, cu alte persoane. Asta ca să-ți răspund că am anulat tot. Am zis că încă mai stau un an de zile fără nicio simpatie. A fost ceva, mă bucur că am putut să mai simt, dar nu s-a concretizat. Recomand cu drag carte doamne Diana Bonteanu, doamna pe care dumneavoastră ați încurajat-o să scrie carte, se numește Cu dragoste o femeie. Am primit cartea când eram la București. Fetele au primit-o, mulțumesc Diana, dacă te uiți la video sau o să audă ea. Și a rămas cartea în depozit, nici măcar n-am desfăcut. Deci mi-au zis fetele, ați primit un colet, în secunda aia am plecat la ISG, inspectoratul de nu știu ce care se ocupă cu construcții, să obțină autorizație și... Am uitat cartea, am văzut într-o zi că am făcut captură de ecran la cea scrisă la postare și mi-am adus aminte, băi, cartea, nici măcar n-am desfăcut-o, o fi scris fata ceva pe ea. Acum, după ce închid, sper să nu uit să mă duc să o iau din depozit și să mă uit un pic pe carte. Valeriu Bosu, Codă, ce faceți? Fac bine, mulțumesc. Larisa Kirchner, vă ascult cu mare drag. Ionel Vapian, vino la Buzău, da. Păi sunt la Buzău, dragă, Ionel. Abia aștept. Lili Mariana, cred că de reviste. Alexia Dorobanțu, bună seara. Bună seara, ca cel mai mare dușman al nostru este euul nostru, da. Deci, de-abia acum, ieri, când am ascultat un modul din curs, mi-a făcut așa, parcă mi-a dat cu toporul, a venit peste mine un val de rușine. De acum încep să zic, poate îmi pare rău și despre ce am scris, pentru că și eu sunt vinovată și am învinovățit pe alții de ceea ce mi s-a întâmplat. Nu că poate, sunt sigur acum că sunt și eu vinovată, dar nu cred că mai regret ce am făcut. Tot ce am făcut a fost ca să fiu ceea ce sunt astăzi. Și astăzi sunt mai mulțumită de mine decât cea de ieri. Acum am ajuns, dar îl iau de la capăt. Bună seara, doamna Elena. Ce mai faceți? Ce face fata? Sunteți bine? Așa. Nu mai este niciun comentariu. Uite cum am făcut noi 50 de minute cu un tălpic. Doamna Elena, uite asta am făcut noi astăzi. Tălpici de casă. Ușor și ușor de făcut și foarte repede și foarte simplu și din ce aveți la îndemână niște resturi.
Vă pup, vă îmbrățișez, ne vedem, nu știu dacă mai relaxate. Sper că atunci când încep programul cu cursurile din aprilie, să mai rămână timp să mai și respir și să mai intru cu voi. Și am uitat să vă spun ceva. Cei care n-ați văzut pe grup postarea, lucrez cu Lorand într-un program și ne-a dat ca temă să găsim, nu, ce abilitate putem să dezvoltăm ca să ne dublăm veniturile. Și m-am gândit, m-am strofocat, ce aș putea eu, croitoreasă, să mai dezvolt, n-am cum să o dezvolt, că sunt deja, dar nu mai vreau să lucrez cu clienții pentru că mănâncă foarte mult timp. Până vine, până și alegi un model, până vine la probă și aia nu mai am răbdare să mai fac o rochie într-o zi când aș putea să fac ceva, să mulțumesc mai mulți oameni. Mai scriu o carte, mai fac o revistă, mai fac ceva. Deci, croitorea să nu. Și atunci, totuși, să profit de experiența mea, am zis să fac niște cursuri. Și inspirându-mă de pe platforma lui Loran, unde are un curs despre codul antreprenorului. Ce înseamnă să fii antreprenor? Modulul 2. Ce acte trebuie și unde trebuie să mergi să faci un SRL? Modulul 3. Cum faci firma? 4. Cum angajezi oameni? 5. Cum le dai testare? Cum îi bonusezi? Cum îi responsabilizezi? Cum îi faci să înțeleagă care sunt consecințele greșelilor lor? Ce faci dacă e sub linie? Pui un borcanel și pui 5 lei. Dacă începi să te vai să găsești o scuză, fiecare care, n-am făcut partea cu borcanul, dar am făcut afișe. Noi suntem o echipă și nu suntem sub linie. Suntem victorioși. Nu trebuie să ne găsim scuze. De ce n-a plecat coletul lui doamna Ocheanu? Păi că am uitat că nu știu ce, nu mai dai nicio vină, că n-am găsit sau că n-am putut sau că ceva. Fără scuze. Este doar un exemplu. Și inspirată de la aceste cursuri, mă gândeam ca acele cursuri pe care eu tot visez să le fac, dar n-am avut niciodată un imbold și o pușcă în spate de la Loran, pentru că săptămâna viitoare trebuie să-i spun și ce acțiune am făcut și fiecare cu termen. Și am zis o săptămână să vă întreb pe voi, comunitatea mea, dacă v-ați dori aceste cursuri, pentru că am fete din Buzău, doamne măritate cu copii, care au luat cartea și n-au făcut nimic din carte, dar s-au dus la cursuri. Și la cursuri învață poate și la fel ca cei în carte sau poate mai puțin. Mi-au scris în privat, doamne, domnișoare, fete, le zic fete, din Oradea, din Satu Mare, din nu mai știu de unde, că au fost la curs sau că au urmărit un curs. N-a învățat nimic, nimic. Și am zis, cum, păi, dar ce a fost? Sau ce ți-a făcut? Păi ne adunăm toate, se ocupă de una, noi astelalte nu avem loc la mașină, nu ne uităm. Și data viitoare, dacă prindem, păi și ce curs? Și cât ai dat? 1000 de lei. Cum? Și tu ai plecat de 1000 de lei, cum te-ai dus doar cu un caiet în plus pe care ai măzgălit niște sau ai scris niște informații de bază despre țesături sau ce le-ai fi zis acolo de măsuri? Da. Aoleu. Și atunci m-am gândit, din ce nevoi au viitorii cursanți, cu ce probleme ar putea să întâmpine, să concep eu ceva așa ca să rezolvăm cât mai mult. Deci, ca să m-am gândit, ca să fie cineva să aibă un curs, pentru că fizic n-aș putea să le fac decât la mine acasă. Că am mașini, am tot ce trebuie. Dar n-aș putea să fac cu mai multe persoane odată și iar să pun cu timpul. Dar în online, cineva, dacă vrea să facă un curs, trebuie să aibă o mașină de cusut, altfel nu se duce la curs. Și mă gândeam, fac un produs, punem pantalonul, ne alegem un model, ne măsurăm, modulul 1. Cum stabilim modelul, modulul 2, cum ne luăm măsurile, modulul 3, cum stabilim consumul de material în funcție de dimensiuni și de lățimea materialului sau de modelului, pentru că unele au bordură, altele materiale au elasticitatea pe lățime, pe lungime, altele au florile cu coada în sus sau pisici sau ceva și nu putem să punem un cățel cu capul în sus și unul cu capul în jos. Și tot astfel de mă gândesc la problemele care ar putea să apară și să fac pe module. Cursantul accesează cursul. La sfârșit, dacă nu este mulțumit, dacă nu i-a ieșit produsul, garantez banii înapoi. Eventual, material de curs sau să-i trimit un material
la început un pachet cu un material că poate n-are să-și facă sau nu se îndură să strice ceva și ceva fără bani, poate să lucreze mai în siguranță, văzând că nu pierde. Nu are nicio... Dar mă gândesc acum, dacă nu lucrezi, deci plătești cursul, mă uit la mine, că am luat curs cu Zoltan Vereș, are o dată pe lună, dar după ce am făcut cursul și am înțeles, n-am mai făcut temele. Când ajung la luna următoare, am uitat ce am învățat data trecută și intru într-o așa, zic, aoleu, de seară e cursul cu Zoltan, oare cum a zis, oare ce să fac, și mă apucă nebuneala, dar eu nu pot să-i spun omului, stai că dăm bani înapoi, că uite, la mine nu s-a vindecat aia sau nu s-a concretizat sau nu am descoperit ce am încăpățână. Deci dacă cursantul nu lucrează, cum să-i dau bani înapoi că nu i-a ieșit, dacă nu are produsul? Deci cam așa ceva gândesc. După ce se termină gala, după ce se termină astea două cursuri mari și după ce vin din China, gândesc cum să fac până la sfârșitul anului. Intenția mea nu este să dublez veniturile, cum a zis Loran, ci chiar să fiu accesibilă pentru cei care își doresc mai mult, pentru că așa ne ținem aici o oră la povești, o jumătate de oră, 10 minute pentru un tutorial, dar videoclipurile alea le voi filma cu cameră profi, cu microfon, montate, tăiate, așa cât să înțelegeți că de unde a venit asta. Dacă ia cineva și îmi scrolează toate mesajele, toate tutorialele, 90% sunt, vai ce bine explicați, ce îmi place, ce mult am înțeles, vai cum m-ați provocat că eu nu mai făceam croitorie de și al 60 de ani și m-ați încurajat să fac și m-am apucat și ce mult îmi place și de-abia vă aștept și de-abia vă aia. Deci aș avea, nu spun acum că poate din gură și mie îmi place de 100, dar timp până în decât de 3. Și fiind acolo cursurile, vor rămâne până în când o mai putea să lucrez sau nu. Dar o să-mi angajez pe cineva să mă învețe să fac editare video, să mă învețe cineva ce aparatură trebuie să am, cum să montez, și aș putea pe site, pentru că tot am site-ul cu materiale, să fie și cărți și reviste și cursuri. Adică să fac o ceva mai îmbogățit puțin cu informații, cu... Și cine vrea, mă uitam așa, nu neapărat, deci să facem și tiparele de bază, dar să facem și un produs, o rochiță fără mâneci, cu... mi-a dat Dana aseară să mă inspir de orsoaică pe care a urmărit-o ea, dar a murit. Și avea un curs, a prezentat rochia gata, dar avea așa. Uitați, facem botoșul ăsta, uitați ce frumos vine, trebuie să aveți vârful mai așa, mai așa, dar dacă vreți să învățați cum să faci, intrați în cursul ăla. Rochia cum arăta de bine la umăr, cum s-au potrivit cusăturile, cum nu trage materialul. Dacă vreți să învățați secrete, intrați în cursul ăla. Și mi-a plăcut ideea ca și produsul făcut la final, filmat pe o alee în parc, era rochița doamnei recomandată de Dana, și față, spate, în mișcare, așa, și afli acolo cum îți faci tiparul, cum croiești, cum coși, pentru că necesită și asta foarte mult timp. Eu îl fac benevol, dar nu știu cât va mai fi posibil ca eu, v-am spus, din cauza, ar fi pentru voi din cauza, pentru mine datorită cursurilor la care am de gând să merg și să învăț cât mai multe cu oameni din lumea asta, care mie îmi plac foarte mult, să-mi tai și sâmbetele și duminicile. Dar nu spun că vă las baltă, ci o să fac în continuare tutoriale, o să vorbesc, o să găsesc și pentru comunitatea asta destul de mult timp încât să-mi aduc această bucurie. Pentru că eu mă încarc de bucurie. Nu spun că, aoleu, am stat o oră și m-am plictisit. Nu. Voi îmi dați mie energie. Gata, închid că am trâncănit o grămadă. Muncă de primăvară. Am pus și eu ieri 5 trandafiri, mai am un piersic cumpărat de o săptămână, mi-am dat termen să-l pun ieri, l-am luat de lângă ușă și l-am adus în cameră, în living, ca mâine când ies la prima oră să sap o groapă și să mă duc să-l pun. Unde o fi? Mi s-a pălit un brad și mă gândeam să-l pun în fața casei. Sunt brazi așa,
să pun un piersic acolo, măcar să fie. Frumoasă, o săptămână frumoasă, te pup, seară faină. Mie îmi place să vă ascult, săptămână plăcută. Mulțumim frumos, Petronela Scutăreanu. Salut, Adriana. Ce-am făcut? Am dat ceva. Georgiana Caracaț, mulțumim, mulțumim. Interesant cum vei găsi timp și pentru curs. Ei, nu găsesc. Eu le extind, îl umflu așa, să face ca balonul când o bubui. Pufica, bună seara. Și mulțumesc pentru, i-am trimis Laurei mesajele cu pantofi și a zis că este sublim. A zis sublim sau splendid, că i-am dat discuția. Că o să mergem să-i fac comanda de pantofi. Gata, vă pupăcesc, vă îmbrățișez și ne vedem săptămâna viitoare.